Era o taică-miu dimineața, taică-miu având 93 ani, 94. Hai înapoi la spital, tot acolo, la spitalul Sfântul Pantelimon, zicea pe vremea aia, Sfântul Pantelimon. Doamne, este foarte interesant că după ce îl consultă la medicul de gardă acolo, zice, doamne, trebuie să meargă la cardiologie sus, la etajul 4. Bineînțeles că nu mergea liftul. Normal, taică-miu zice, hai să urcăm pe scări. Acum, ce zic, dar nu o să stăm până o repara ăștia liftul. În fine, cu chiu cu vai, luăm alt lift până la alt etaj, de acolo îl punem într-un cărucior de ăsta, de cărat bolnav și îl ducem la salonul de la etajul 4, la boli cardiovasculare. În acest moment, îl întreabă asistenta care ne-a luat în primire, unde vreți să, în ce pat vreți? Stai că mi-e te la geam, să mai vedem lumină, să vedem soarele. L-a pus în pat, el respira greu. Să-i pună un tubușor de la subțire cu oxigen. Păi da, dar nu se ajungea până la patul ăla, deși era oxigen pe peretele camerei, dar avea prea scurte furtunașele alea. Până la urmă, aia am văzut ce face. Ia de la altul care abia respira și ăla și să-i aducă lui taică. Tot nu s-a ajunge un pic. Vrea să-i facă o injecție, taică încă lucid. Nu o lasă. Pe aia să-i dea chiloții și o să-i facă injecție în fesă. A zis să-i facă prin chiloții. Omul cu rușine, știi? Față de fiul lui, față de vecinul cu care am mers împreună. Vreau să-ți spun următoarea chestie, că n-a apucat aia să-i facă injecția, că se uită de două ori. Odată la mine, ultima oară la ăla, că tot timpul mă zic, ce-o fi vrut să spună, domnule? Și închide ochii. Acum a murit. Aia ce face? De nu merg. Păi zic, ăștia își bat joc de el, îl dau pe la șobolan, pe la morga aia unde mișună numai nenorociri. Păi să-l luăm acasă, domne. Tatăl meu de nu merg, că e mort, e mort. Păi ce dacă e mort? Atunci luăm frumos de sub soară, eu îi iau mâna pe după un număr, ăla ia mâna, Florin Ener, chema. Îi ia mâna pe după altul, coborând frumos, era un băiat care ne-a dusese cu mașina, ne urcăm frumos în mașină, cum să-l punem noi, că dacă vede poliția, poliție, dacă era după 89, află că îl punem pe banca din față lângă șofer, dar n-avea centuri ăla la mașină. Băi, zic, dacă ăsta pune frână, cade în geam. Dacă iau o curbă mai așa, să lipește, sau poate cade din mașină, să deschide ușa, ce era o dacie bășinoasă. Și atunci băiatul ăsta care am fost, dacă o mai fi trăit, era nu, cred că era de-o seamă cu mine. Zice, stai puțin, că îl punem până Grigore frumos, așa cum a venit, că el venea umbla numai cu costum pe banca din față, acolo lângă șofer, și eu îl țin așa, cu dragoste pe după piept. Bă, zic, mergi încet, îi zic la șofer, mergi încet, nu pune frâne, nu lua curbe bruște, că îl scăpăm pe tata și ne ia poliția pe toți, că l-am omorât noi pe aici, pe mașină, pe undeva ceva. Merge băiatul așa, încetișor, ca și cu bicicleta aproape, mai poate un pic mai rău. Ajungem frumos acasă, îl luăm iarăși unul deoparte, îl aducem acasă. Bineînțeles, maică mea zice, ce face tactul? Păi uite-l! Păi și ce? Păi e mort! Cum? Că stăm, era în picioare, nu îi venea să-i creadă babii cu ochii lor. Păi nu vezi, îl ținem noi. Să nu lași la nimeni. Ne-am chestii, să o potem. Nimic.
golaș pentru uzul elevilor, școlarilor, studenților. Pentru că noi suntem oameni de școală și vreau să fie o placă pusă, atât vreau. Această casă este donată de către Vasilica Nicolescu și Gabriel Nicolescu pentru uzul studenților. Și să vezi viața văzută prin acel drept unghi, atât. Și o fotografiu cu una și o bagând de aia curba dracului și de nenorocit-o. Și nu știu ce, că de fapt aia putea o viață normală acolo, la ea, îi vedeau ea cu vizeta aia pe geamul cu la mușcării. Mi-a spus dumneata la Londra, dar nu mai știu așa. Sau de la Ghena era. De la Ghena era. Da, din Ghena la lui Paul. Da. Exact. Acum, aia este o idee bestială. Mi se pare bestială că uite mașini impresionați. Acum poți să faci altfel. Ceea ce vede să zicem, inversul. Fata aia, adică director de film, prin geam cât poate să vadă din prostimea aia care se înghesuie să vază că e soare, că e plouă, că e lumini soare, că e nu știu ce. Știi? Da. Adică stările ălora, despre starea ălea, despre ce crede ei, despre aia, asta am vorbit. Problema este ce crede ea despre ei. Știi? Adică să faci reversul. Dar eu vreau tot de la Filipinii despre felul de story au they declare the second time terrorist in the airport. The main? You tell him, Gabi. Tell the story. Mi-a adus la mine mizerie și n-am mai desfăcut sacul de la pescuit de after the bar. Au pus lucrurile deasupra. Și a rămas knife-ul ăla acolo. Puțin practic knife, nu? Knife. Da. Asta este. Abar n-aveam, uitați-l, dar nici mi-a trebuit prin casă. De ce nu mi-a trebuit? Păi am mai căutat, nu mai cumpărat altul sub ce miște. Și în aceste condiții, m-a rămas surprins chiar de observația ăla. Ce aveți? Zic că aveți un cuțit? Și n-am băi niciun cuțit. Băi, m-aș întreba creștinul ăla. Băi, omule, ai ceva scuțit sau lichid? N-am nici lichid, nici scuțit. Ia să vedeți. Băi, mă, casă. Și am văzut. Și... asta a fost toată figura. Fly. Cum zice? Cum zice? Bird. Ia, yeah, they have birds. Mm-hmm. Hai, cum se zice la papagal, mă, perochet? Că perochet e cu franceză, dar în engleză nu știu cum se zice. Parcă ar fi papagalie. Parrot. Parrot. Parrot? Yeah. No, parrot. It's a parrot. Da, trebuia să fac și el la plus 4 în prefixul țării, probabil. Eurotel Praga. Bravo, dar să știi că te-am înjurat în gând că la aeroport mi-au găsit ea un cuțit în rucsac și m-au luat să mă dea înapoi că ce-i cu aia. Păi nici eu nu zic, n-am domeni nimic. Zice, dar ce-i asta? Și nu știu, se comit actul de terorism? Eu am zis așa, dracu, eram și terorist acum. Și frumos și arhitectură mișto. Și așteptăm pe urmă să mai zicem pe la o căciună. This take. Ok. Și eu vreau să te întreb pe dumneata un singur lucru.
Nu am nimic în clipa de față cu nimeni. Dar de ce peste tot sunt țări care sunt peste aproape toate țările, sunt legi care interzic simbolurile naziste, dar le permit parea comuniste. Permit steaua, steaua cu ciocanul, chestiile astea. Portretul Stalin, portretul Che Guevara, de ce? Că sunt la fel de... Ba, după câte văd că Dăinescu fac mai mari de norocire decât au făcut. Eu au făcut 20 de ani și gata. La termene. Dar ăștia au fac de 5, de 7 de ani. Poți să-mi spui? De ce nu interzici și asta? Ba chiar mai fontează ea pe la noi, prin România, Partidul Comunist, nou Partid Comunist Român, chestii de astea, pe de astea, pe de boșorogi, care se înscriu la tribunal cu partidul. De ce de voi? Nu înțeleg. Ce comuniști au murit mai puțin decât naziști? Cred că au murit și mai mulți. Bineînțeles. Numai că au omorât Stalin. Personal. Adică personal. Dintre ruși. 20 de milioane sau 30 de milioane de oameni au murit înainte de război. Ai lor. Ai lor ruși, cetățeni ruși sovietici. Că ăia sărăci nu vreau să dea grânele ăia de prin stepele ăia, de prin partea. Așa tu mi-s avioanele, sunt mitralie, sunt bombarde. Cât au omorât chinezii. Câți au murit chinezii? Și acum eu mor. Și văzut măcii șmecherii și văd pizățele comuniști chinezi, mă. Condamnat la moarte prin împușcare, dar știi ceva, îi împușcă cu un singur glonț în cap, ca să poată să dea organele de alea astea la comerț exterior. Nu-i care face injecție letală ca aia în America, nu îi spânzără, că probabil aducea să sufocă, să rămâne sângele prin toate organele alea. Era un glonț în cap, și chirurgul după cu soldatul împreună. Creștinism. Islam, două religii imperialiste convinse că dețin adevărul și gata să-i mântuiască pe oameni fără voia lor, prin sabie, rug și autodafe. Se discută foarte interesant despre felul în care a ajuns o modă ca occidentalii să se tot considere vinovați, iar celelalte țări, precum din Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, caută doar țapii spășitori cu mod care să explice nenorocirile. Niciodată nu este vina lor, ci mereu unui mare ters. Occidentul, mondializarea, capitalismul. Această diviziune dovedește tocmai rasismul. Uite, am găsit un citat din Montesquieu superb. Mi-am dat seama cât de valabil era în comunism și cu un comunism vrea să fie o armonie generală. Acum unde nu există conflicte, nu există libertate, spune Montesquieu. Da. E foarte interesant și foarte grea cartea. Pentru că vrea să discearnă între ceea ce între valorile Occidentului și o manie a Occidentului de a se auto a intelectualilor occidentali de a se autoculpabiliza în permanență, ceea ce până la urmă zice el este tot un mod de îngânfare și de colonialism. Adică alții n-au voie, nu le permiteau să căiască și ei, ci numai eu mă căiesc, eu sunt deci mai deștept decât voi. Lumea este așa, nu am legat cel puțin oameni cu care am de-a face. Din păcate am cu mulți de-a face. Băi, să uităm la construcțiile astea care s-au făcut megalomane, care s-au făcut cu ocazia Olimpiadei. Și, în fine, li s-a făcut, au plătit probabil și propagandă puternică, întrucât arătau și noi căi ferate pe care le-au făcut nemții ca să meargă mai repede lumea. Băi, adică exact ceea ce făcea și Ceaușescu. Dacă te uitai din avion sau dacă îți povestea altul câte clădiri s-au ridicat de nu știu câți metri cub de beton s-au turnat și nu știu câți kilograme, tone de fier beton au fost puse în legătură cu oaia și nu știu ce și ce lărgime au bulevardul X și bulevardul Y, zice că era pe pământ.
Și lumea era nenorocită la maximum. Păi în China crezi că nu sunt tot atât de nenorociți ca și noi? Faptul că au făcut un stadion monumental și faptul că au făcut niște diguri ca să nu mai vină să se vedea râul peste aia care erau pe pista olimpică. Dar asta înseamnă că lumea trăiește bine. Omul oarecare, ce? Cum trăiește? Se întreabă cineva vreodată? Nu se întreabă nimeni. Ne interesează construcție megalomane. Dar probabil că, nu știu dacă aceeași discuție aș avea și un englez, de exemplu. Sau uite, chiar cu un ceh. Deci acum să vă luăm și pe partea asta. Ăla nu e mândru că s-au dărâmat tot orașul și au fost trasate două blocuri lungi de câte 80 de scări fiecare și e mai larg bulevard. Strada noastră, asta cum se numește, e cât este. Și bună ziua! Curtea asta interioară e așa cum e. Nu vin eu cu motive noi că, e mai risit, e mai... se circulă mai timp. Aia, se circulă mai prost. Bineînțeles. Am să apuc Casa Poporului care a luat clădire din lume. Ca mărime, după Pentagon. De ce fi Pentagonul ăla mai mare? Nu-mi dau seama. Mai înalt, mai habar. Și atunci, cui ajută genul ăsta de construcții? Cui ajută? Nimănui nu ajută. E un efort național fantastic făcut din dictatură. Fonte de producție românească. Fabricile noastre fac fontă multă pentru pe rezervoare de rezervoare, ca să aveți unde să beți apă. E tâmpiți-vă. Ai trebuit să fii mândru. La... cât era? La 10 seara, la cât s-o prea. Da, uite că oricum avea un sistem de oprit plus în toată zona, mă. Nu e că tot s-o prea la o casă. Tot orașul, mă, păi eram în București într-o seară, stau pe mult pe la mă. Și, băi, frate, știi cum? La ora H, eram în piața Cogălnicianu, mă, că e centrală, între operă și universitate. Domnule, în clipa aia, parcă mi-a pus cineva o pătură în cap. Prus! S-a făcut un... mă, chiar mi s-a făcut frică. Era lumina, bulevardul, mă rog, acolo. Trule, cum se mai trecea, așteptam și omul, eram în strat. Așteptam și omul să mă duc spre casă, știi? Și, băi, frate, pac! Beznă! Era așa ceva de un negru și brusc ăla, încât spun, parcă unul din spate mi-a pus o pătură în cap. Începuse să-mi fie frică că sunt atacat și nu-mi dau seama, mă. Așa era. Că brusc se întuneca totul. Nu se întuneca negru totul, că întunecat înseamnă o trecere. Nu toată, negru, deodată. De stricai și ochii. Păi, dar de mic copil mă trebuia, nu știi, ca să ai ură de clasă, ca să te facă mai șef de pionier, mai nu știu ce. Asta era când eu sunt mai bătrân decât dumneata, ura de clasă. Dar ziceam eu, colegă de meu, una care a frate, păi zice, dom'le, dar să aveți neînțelegere pentru că tare. Și asta zice, ce dom'le, că eu de când m-am născut am învățat să urăsc ura de clasă prima dată, să urâm burghezia și moșierimea, să-i urâm pe dușmanii poporului, zic, numai să urăște, tot învăța, urăște-mă. Trebuia să dai dovadă de ură de clasă. Dacă vrei să fii un om serios al societății, sigur că apare această deformare sufletească teribilă. De fapt, este cea mai tâmpită chestia asta cu ura. A urât pe cineva este cel mai, mi se pare cel mai detestabil. Nenea la Orențe, până la urmă. Cum să-l urăști? Adică poate să nu-ți placă ce face. Sau nu ți-a plăcut? Sau nu-ți convine ce face? Dar de ce să-l urăști? Că să ce? Adică să-i dai cap. Să-i topor, să-i tragi, să-i spargi, să-l numori. Când urăști pe cineva, înseamnă că tu vrei ca ăla să nu existe. Deci trebuie să-l externi. Toți se dovedeau a fi dușman al poporului. Are date Zinoviev care vorbește despre Homo Sovieticus. Ce să observați că este și schimbat la față. Homo Sovieticus este altfel de om decât el a făcut din Adam și Eva. Este schimbat genetic. Eu nu mă așteptam de moartea naturală, că n-aveam niciun fel de speranță. M-am gândit eu așa, în sine mea, mă gândeam eu de unul singur. Așa, acum când aveam, deci în 86, 87, eram de om la 50 de ani, nu? După 80, că mă fac, da. 40 până în 8, așa. Mă gândeam așa. Băi, eu las omorul pe ăsta. Cumva, într-un fel,
Nu poți să stai cu arme când trece, soge. Dar îl muși de carotidă până îi se scurge sângele de intrânsul. Nu se leagă ca la buldogia, nu se leagă dinții nimeni. Și dacă te omoară, nu ți-i mai desface. Păi eu trăiesc, bine, mulțumesc, oricum n-aș vinde, știi de ce nu vând? Simplu, pentru că eu vreau să fie, eu am rămas profesor, deși am avut altercații cu proștia, pe care de altfel sunt surprins să aflu că în 94, când am făcut filmul Calci, sau 95, sunt la fel de convins de ceea ce am spus și atunci și acum. Cu trei sferturi din cancelarele care mă cer, pentru că sunt niște idioți, sunt niște tâmpiți, care sunt, în loc să care lăzi de la pomul cu prune până la povarnă unde se face țuica, el vine și explică în clasă în sensul că le citește după carte. Și copiii nu sunt cuminți și atunci îi reclamă că nu sunt cuminți, pentru că unii copii o iau înainte la citit din carte profesorului sau profesoarei, că citesc de mai greu decât elevul. Și ăla zice cu câte un cuvânt înainte, ceea ce te calcă pe nervi și pe un consilii pedagogice ca să scadă de la purtare la elev. Da, da. Sau vorba lui Tudorică, ăsta de-aia am fost în Luxemburg, mi-a dat bilete pentru Bruxelles. La fel ce, păi domn profesor, ăla îl vedea plecând, că era și la parter clasă. Era clasa 12 de liceu. Ăla de matematică îl vedea plecând. Și întâmplător nu aveam același lung, că mergeam la 311, că stăteam la Piața Muncii și eu stăteam la următoarea stație. Știi? Și ăla era tot, păi pleacă cu neasă, nu-l lăsați la ore. Zic, bă, de ce nu stai mă la ore, nu vezi că te vede tâmpitul ăla? Și zice, domn profesor, știi de ce nu stau? Vă spun sincer. El se uită pe carte și spune, integrală de 3x2 plus 4x3 și până la tabla a uitat de 4x3 și el ce se uită încoate pe carte. Păi eu o văd singur acasă. De ce să stau acolo? Pentru ce să stau în clasă? De ce? Băi, acum mă pune pe mine ca dirigente să-l chem pe tactul. Nu îl chem pe tactul, dar o să-l cheme el. Și de atunci ce o să fac? O să-mi dau șut în cur și tot nu stau la loc. Păi câștig timp, că mă uit singur pe carte. Decât la el durează o oră până să-și la tablă înapoi, uită, să mai aici o dată să uite pe carte. Și iar să duce să scrie până scrie pe tablă. Ce să copiez eu? Pe tablă când e manualul la acasă. A dat tata bani pe dus. Și nu-i normal? Bă, ți-am văzut, Tudorica, ai dreptat. E normal. Asta e școala din România, așa se face. Cum să nu? Așa că să nu mai discutăm noi despre școală și... În timp ce eu am zis, hai de vreo o piesă de teatru, hai de vreo un film, discutăm filmul. Și aici avem chestii de una, de alta, de tot felul, de mitologie, de mitul lui Icar, de coborârea în iad, de Hades, de tot ce vrei îl găsești într-un film. Mergeam la filme de lungmetraj, nu prea erau pe vremea aia documentare sau lumea era scris documentare că erau tot filmat Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cum a fost să vadă recolta de grâu sau de porumb în județul Iași și după aia la Bacău mai depășiseră aia cu încă 1200 de kilograme la pogon, nu la hectar. Și am fătat, o scurafă 28 de purcei și la ăilalți să fete 29 ca să fie mai înfruntați. E foarte greu să fii profesor. Este extrem de greu. Este extrem de greu. Nu sunt 2-3 profesori în țară. Nu sunt, mare șapte. Nu sunt. Adică să știi că nu întotdeauna a ști cartea respectivă înseamnă că poți să fii și profesor. Ca să fii profesor trebuie să... Te uiți în ochii ăla și vezi că nu înțeles. Și nu-i mai spui odată. Îi zici în alt fel ca să înțeleagă. Că dacă repeți ca o casetă, ca un DVD, ca un CD, același lucru de mai multe ori, el cel mult o să înțeleagă, să-l memoreze, dar nu să-l înțeleagă. Lucru memorat se uită, lucru înțeles nu se uită niciodată. Calculul să ne ajungă
România nu e colegiu, nu ca la Praga. Vorbă să fie. Mă, scrie ceva pe spate, dar nu știu ce Dumnezeu. O etichetă, ceva la un tricou? Nu știu ce bine, mă înțeapă! Nu e tot la mână, e tot prostul ăla, ia să mă uit tot. Nu, 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 tehnică, pentru că... A, nu, 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 auzi, și pe cheiosul ăla, amigo. Un vietnamez bătrân care n-are. Embajada de Mexico. Cancileria. Altă biserică, măi, frate. Te-ți fi. De prozil, vede, dau. Mulțumirea copiilor. Asta înseamnă. Învățătorul poporului. Da, tată. Ai ce frumos. Așa îmi doresc eu. Prag, film, school. Și de asta vreau să fac ceva, cumva, să nu să se mute directorul sau rectorul în casă, să zică, păi e casa școlii. Nu, pentru să, ca să vină oamenii care vor să studieze, să studieze, să lucreze, să-și dezvolte talentul, cultura, știința, sensibilitatea. Ce eu duce? Și păi cap. Cam asta este dorința mea și nu știu cum să procedez deocamdată. O să văd, o să văd, o să văd, o să văd. Yeah.
and down came the walls where dad walked personal, cum pentru noi. Da? A avut nevastă și copii? Da, da, n-am zis. De mii diferite. O fi ajuns acum. Pe la zil, pe la furat, pe la... S-a zis praf. Da, nevastă? Și aceea a murit repede de inimă rea. Asta este. Asta cu comunism.